Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 11.616 cazuri de persoane infectate cu COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.404 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până astăzi la prânz, 650 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 internate în spital au decedat. La ATI, în acest moment, sunt internați 243 de pacienți. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 150.309 teste. Începând cu data de 27 aprilie, circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani în afara locuinței, este permisă indiferent de intervalul orar, strict pentru deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință și locul de desfășurare a activității profesionale și înapoi, precum și în condițiile ordonanței militare numărul 8 din 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 în cazul deplasării pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, deplasarea pentru realizarea de activități agricole, precum și și deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare. Totodată, în intervalele orare 7-11 și 19:22 circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani în afara locuinței este permisă strict pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie, inclusiv deplasarea în condițiile Ordonanței militare numărul 8 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, deplasarea din motive justificate precum îngrijirea, însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie, deplasări scurte în apropierea locuinței legate de activitatea fizică individuală a persoanelor, cu excluderea oricăror activități fizice colective, cât și pentru nevoile animalelor de companie. De asemenea, operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura cu prioritate accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalele orare 7, 11 și 19, 22.